Omul de afaceri Ioan Zapodanu este pus la zi de oamenii din primărie, mai exact de către reprezentanții serviciului juridic. Miliardarul este acuzat că ar fi modificat o cifră pe un act de retrocedare, rezultând astfel o proprietate cu 1000 de metri pătrați mai mult decât în realitate. În aceste condiții, primăria va sesiza parchetul pentru a cere o anchetă amănunțită în acest caz. Reprezentanții primăriei Eșene susțin că suprafața reală înscrisă în document era de fapt de 784 de metri pătrați, cineva adăugând ulterior cifra 1 în față, rezultând astfel o suprafață de 1784 de metri pătrați. Astfel, atunci când soția omului de afaceri, Dumitrița Călin, cea care reprezenta interesele moștenitoare, ar fi solicitat retrocedarea, juriștii din primărie au respins cererea. Într-o situație de acest gen, dacă un dosar nu este complet sau nu conține toate actele necesare în bună regulă, el este respins de obicei de către Comisia Locală. Comisia Locală, în acest caz, a respins dosarul și l-a trimis la prefectură cu propunerea menționată de respingere. Urmează după aceea cercetarea tuturor documentelor, refacerea actelor a dosarului și eventual o nouă solicitare. Ioan Zapodanu este de părere că atunci când cei din primărie au constatat această neregulă, ar fi trebuit să-l cheme cu actele, nu să tragă concluzii greșite. El vrea să solicite ajutorul unei persoane competente pentru a constata care este suprafața corectă, mai ales că documentul are o vechime considerabilă. În plus, acuzațiile sunt urmarea unor uneltiri. Actul ăsta datează din 1889. Eu am peste 2000 de metri pătrați de teren. Și eu trebuie, adică eu avem interes să modific un act și un act și o suprafață mai mică. Deci, cum gândești? După ce stau, dosarul ăsta stă de 3 ani de zile la ei și acum l-a modificat eu în ăștia 3 ani, care stă sub birou la Denisa Bărbescu, la jurista primăriei. Primăria va solicita o anchetă pentru a se stabili care este suprafața reală a acestui teren, dacă și cine a făcut modificări.